Prieteni, atenție! Podcastul dat poate conține limbaj necenzurat. Eu nu vreau să impun nimănui nici o părere. Tot ce discut aici cu invitația este strict subiectiv și pentru a noștri. Decizia de a privi interviurile date vă aparțin vouă. Sunteți maturi. Da? Asumați-vă asta. Hai, let's go! Pământ nu e un business care a fost veșnic. Punct. Nu, poți să iurești să mănânci carne cu aur, dar asta e iureal, hai să Știi, cel mare poate auză că există Londra, dar noi am fost am băut pinte de în un bar pe acolo, înțelegi care idee? Noi trăim în spumă, noi nu apreciăm. noi, noi vrem să, demonstrăm la alții că suntem curtei. Dar știi ce am făcut noi cu banii ăștia, tu mama mama lor? Noi am tăiat viața cu dă, noi am ușit-o. Băieți, salutare, paca. Dacă vrei să schimbi nivelul de viață, schimbi nivelul nivel discuțiilor. Tu dacă ai să te vezi, nu știu, cu Bill Gates, despre ce ai tu nu ai să zici, băi, m-am mutat la București, am mai slăgit, m-am greșit, tu vrei să cauți cel mai deștept ce ai în tine, să-l scoți cumva, să zici, băi, Bill Gates, tu știi că și, că și suntem noi, că aici mm -hmm. niși podcast, și făceam niște podcast poate lui să-i și -i interesant, mm -hmm. Și mai mult n să zici că și mașină vrei să iei, că strângi pentru un iPhone, că nu știu tu tu ai să devii extrem de дирепи de капец calitativ. Da, uite-te, asta e fix așa dacă proiectăm ce ești spui tu despre Bill Gates, asta e cum eu azi mă gândeam tot ziua și sunt te pe tine. <laughs> Serios să spun, nu cu decalajul, diferența, eu m-am intrat, am verificat, zic, dă da să văd cum a fost stat tandem în perioadele și am văzut că la tine în ultimii doi ani sunt creșteri mari de vânzări. Uh -huh. Adică, nu știu, InfoDebit arată 77 de mii, dacă nu, uh -huh. milioane, sorry. Și de, de la, uh, da, Deși și de euro? <laughs> nu, mai mult de 20 milioane de euro pe an. Da, de arată 30-35, arată. Nu, 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 nu ceva Deci vreo 20 plus de milioane. Am înțeles. Da, la profit arată cam uh, 6 milioane sau și ceva de, de genul ăsta. Da, da, în lei. Mai mult, Dar nu contează. Ok. Apoi asta e ideea, că eu am vrut să acces toată discuția pe faptul că... Țin din ultima discuție de vreo 2 ani acum... Tu cumva spuneai că încăsăzi, adică banii tăi personale, vreo 200 de mii pe lună de euro. asta e corect? E stat, e statutul e așa sau nu? Să luăm ca la cerneare. <laughs> Băi, adică eu, nu, eu nu, nu cred că e corect așa să vorbim despre cifre. Poți să-l da? pe cel de sus, că mai este unul, că e uh -huh. mai mare ca noi. Uh -huh. Dar mână, și da și nu, uh -huh. eu pot vorbesc despre altceva nu Și asta poate și e o temă mai interesantă. De exemplu că uh, tu ai bani, uh -huh. eu pe altă, din companie. Uh -huh. Dintr-o sută de procente de bani din companii și eu așa am crescut. Eu am divizat între, în patru categorii uh, fluxul de bani care îl profitam. Uh -huh. Dacă tu câștigi 10.000 de dolari pe lună sau 10.000 de euro, de exemplu, nu tu, companie. Hai să, în primul rând, eu și companie sunt oameni diferiți. Eu sunt eu, companie, companie. Tu ai 10.000 de euro. Tu și eu am divizat uh, procesul ăsta în 3. 3.000 de euro eu în mie. 30% pentru viață, tot, tot, 3.000 de euro, eu reinvestesc în business, ca business să crească, să scaleze. Dar businessul e o, o funcție foarte riscantă. El, într-un moment, poate, orice business, pe pământ nu e un business care a fost veșnic. Punct sunt businessuri de mii de ani, companii de construcții, companii hoteliere, sunt companii vinicole, majoritatea sunt în China, acolo îi știu, transmit, este o, un hotel în Italia, de vreo și ceva de Veșnic nu, stăți umurit. murit. am trecut o dată faliment și mai vechi companii, 1600 de ani, în China. Uh, s-o vândut. Păcat să nu așa și o companie, că cineva scrie fondat în, știi, uh -huh. că el are doi ani de a scrie fondat în, fiindcă au cumpărat, așa are dreptul 30% în capitalizare, că ca să dai la dos, într-un fel, așa poți fi imobile, să pot fi apartamente, tu uh -huh. capitalizezi bani. Și asta e tot corect. Deci capitalizarea are 10 roluri. 10% binefaceri. Adică, dacă tu nu știi ce să faci binefaceri, mai ghini un fond de rezervă. Și strângi 10% până să-ți dai seama cum. Cum ajuns societatea? Oh! societatea, până la urmă, urmă, te pe tine însă. Pentru că, hai să ne înțelegem, în partea și ei, ei nimeni și un culioc. Nu că cu cont, nu că cu carturi, cu culioc, nu-ți dă voi nu, nu poți, cum băiești să trec narcotici în fund, nici în fund. Na, te duci la autopsie, îți spală și împărtă ei nu e nimic, Te depinde cum îi faci cum îi cheltuie și pe pământ. Uh-huh. noi ne-am înțeles, din 10.000 de euro, tu ți-ai luat 3 și asta era formula mea. Dar vreau 5. Drugi îți duc uh, în vacanță în altă parte, uh -huh. druze, au alte mașini, drugi m-au învățat să motociclă, m am văzut să mă duc în munte, plus alte costuri. Echipament și, și mai încoace unui teac, cu vreau 5.000 de euro. Ok, Cornel, bravo, îmi place cum gândești. De la 5.000 de euro și e bun și câștigă 5.000 pentru investiții, 5.000 pentru capitalizare și deja uh, 1.700 pentru a întoarce asta în societate. Aha, dacă eu vreau să iau 5, apoi eu trebuie să fac Vreau câte clos primești. Vreau, vreau 15 de euro. Dar dacă vreau să fac, dacă vreau să cheltui 10.000 de euro, pe ce e crește, înseamnă că eu trebuie să ajung în cadrul companiei la un profit uh -huh. care el e mai mare decât. Eu pot să spun că azi nu eu tot profitul și ala de treia parte. Ia că așa și uh -huh. uh -huh. da? Deci companie mai mult să duci. Asta e un cheltuia, 3... nu, a, a 30%, uh -huh. 30 uh -huh. din ce și oh, mi-am presupus Schelt. Dar aici mai sunt niște lucruri interesante. Uite te s a fixat prima sumă, 6, 30% care le cheltui eu. Uh -huh. Interesant. s a fixat, ok. Nu, de pildă, eu greu cu unul din top 20 cei mai băgați oameni ai Iașului, nu vreau să numesc familie, nu asta contează și noi discutăm și el zice, băi, înțelegi? Eu fac o analiză. Eu nu pot să mai mult de 20.000 de euro pe lună. Ia că cât de tare, și hoteli, nu mă strădui eu. Da, îmi plac restaurant. Nu, dar nu cost restaurantul. Costă 102 de euro. Nu, poți să aiurești să mănânci carne cu aur, Cu aur. Da, asta e iureală. Hai să... o, mm -hmm. cu, da? Și eu am Porsche, care e electric cu hibrid, care îmi dă și... Păi, m-am gândit la o mașină sport, dar e deranj pentru mine. Mm -hmm. Are casă, 2-3 ani, oricum. Și chiar că eu pentru mine 20 de mii. Ok, 20 de mii. Vorbim de capitalizare. Capitalizare, îți ai nevoie de dânsa până la un anumit nivel. Da? Deci tu, până la un nivel, că el deși capitalizare. Îți oferă niște siguranță. Deci tu vrei să ai un milion de euro în niște imobili, în orice moment, dacă ceva, le vinți și tu ai un milion de euro. Că, nu bun. Poți să nu și dar le cu jumătate de milion. Nu de doamne de un război, când poți și zero. Dar bun, capitalizează în Geneva sau capitalizează în New York sau împarți în două, cumperi un apartament în Geneva, un apartament în New York, el nu produci cât costă, dar asta e bufer tău de risc. Ok, nu, o, o milion e puțin. Ok, două milioane e normal, da. Ok, oh, bun, tu ai patru apartamente, două în Geneva, două în York. Tu în capitalizare deja nu mai investești. Pentru că ți bufer, de zi, asta bufer, știi cum e? Rezerv. Uh -huh. Ca un rucsac. În tu închipul îți mergi cu rucsacul ăsta, veșnic, prin viață. Și trebuie să ai două sneakers-uri, două batonici de fix. de pe el. Și tu băi, dacă în caz de criză, ia că ei două bătăi. Și te să două disnică. Dar tu nu poți să rugzi cu asta, să băgi până la infinit. Uh -huh. Câte și e greu să-l duci. Deci capitalizarea asta e tot e povară. Uh -huh. Tu ai de taxe, impozite. Ocup o... timp, așa? Ocup timp, responsabilități, riscuri. Uh -huh. Ne-am ne lămurit cu asta. Deci tu de la un moment, îți banii care îi faci, nu-i mai investești pentru capitalizare, și noi mai investești pentru tine. Că ții mai mult de vreo 20 de mii, nu, cac, nu bun cineva să 30 de mii de euro. Tot, și ăștia sunt bani mei. Dar tu ajungi la nivelul ăsta. Pune întrebare, pentru ce să se dezvolți mai departe compania? foarte bună întrebare. Gata, e stop, adică. Și te motivează. E și că... atunci, și ultima și rămâne asta, ultima. Cum poți mai tare să ajut societatea prin creșterea economiei companiei tale? Prin acele 10%? A, și înzeși, Așa și te și nu devin 10. Așa le la un moment devin 80-90% din tot ce faci. Uh -huh. Tu îi faci aici că e interesant și pur și simplu tu consideri că tu poți mai ghine să împarți resursele, că banii de fapt resurse, decât altcineva. Uh -huh. Și în măsura în care tu te înveți uh -huh. faci bani, în măsură și ei din viață să cheltui. Și mai gine, da? Tu și tu ești un fel de... În part, băi, dar eu cred că trebuie mai mulți copaci decât, nu știu, energie euliană. Sau trotuare. Sau, trotuare, sau oraș, sau școli. sau, sau nu, ce, bă, nu, sunt destul de educați, mai multă minte nu trebuie, hai că ajungi cu minte. Dă mai gine, nu știu, să faci și mai altceva pentru, nu știu, copiii afri și așa mai departe. Că și tot e altă întrebare, dar pentru și nu tu vrei gine. Da? Dacă știți de subiești un copil din Africa, din copil din Moldova, cu nic, da, duci tu, este din Moldova, vrei da, și al din Africa, plină, cumva, parcă nu, da, ce, pe și al nu știu. Uh -huh. Și tu nu ești legat cu dâns. Știi? Asta uh -huh. e, e unica diferență. Dar eu, eu sunt undeva în gândurile astea acum, foarte. Pentru că și eu dezvolt companie, pentru că și companiei trebuie să, să ducă bani. Pentru uh -huh. că e că, când e mare, ești creat și o presiune. Noi și azi magazine, cifre mari, avem planuri, mari viziuni, mari. noi suntem într-un nou concept, noi iarăși ne reinventăm. De cât sunteți acum în echipă și câte filiale sunt? Nu, nu știu. Nu, nu, nu știi? Noi am trecut prin câteva runde de optimizări, uh -huh. deoarece noi introducem Kaizen, nu Kaizen -ul când se introduce, se introduc cu câteva șase, în, când, când tu introduci Kaizen, foarte bine se vede că nu faci nici și prin bani, știi? Este, este așa un proces de la Toyota, noi ni uh -huh. <coughs> insflăm. Uh, nu știu precis cât, fiindcă celulele cele mai care s moarte, slabe și mai departe, îl cedează, nu produc nimic și atunci dacă celulele sunt bune, adică angajați și mai parte membrii echipii sunt tip, noi deschidem pe alte posturi, alte, facem alte semi fabricate, cum de exemplu a pus să vopsim fasadele, noi eram numai foliate, cum avem secție de vopsire a uh -huh. Facem alte tipuri de uși glisante și așa mai departe. Tu de ai zis de celule și de faptul că, da, ok, înțeleg și spui tu dacă abordăm antreprenorial, dar eu cred că o lumea care poate să privească sau să asculte discuția asta, ar pune o întrebare, dar e uman așa cumva să ai atitudine față de oameni? Când o, e... Cum? Nu e că când scuturi companii, o restructurez și, de exemplu, poate 20-30% să rămână fără job efectiv, da? Așa e să nu? Și da și nu. Și da și nu. A... Noi tot timpul ferim, a... noi tot timpul ne străduim a... ca să ne dezvoltăm și creșterea noastră acoperă. Deci, Necesită... noi tot timpul suntem în căutare de angajați. Dacă tot este deschis astăzi site ăsta angajări, da? angajările atunci să vii timp acolo că cu tandem are 10 posturi uh -huh. de, de, începând de la directori contabili șef de produs și așa mai departe. Și se întâmplă în cadrul unei companii, în orice sistem, în orice sistem, dacă luăm 100% angajați, 20% angajați ăștia sunt fruntea, care tot timpul care trag dat. Uh -huh. 60% e angajați, îi copii pe 20, și ei sunt muncitori în formă direct. E plătit muncești, nu e plătit, nu mâșești. Aici, ăștia primi din față, 20, și se scas co-asociați. Uh -huh. Au procente cumva din vânzări sau din profituri? Din profituri, firma? din, no, no, din okay. asta. Dar funcția lucrului nu trebuie să. Aștia 20% prin din față, lor nu trebuie să pui sarcini. Ei sunt automotivează. El nu are de lucru să duci să caute de lucru. Ești la 60%. Tu îi dai de lucru, el face, îi dai sarcini, el face, nu îi dai, nu el stă, adică el, el muncește, și-a uh -huh. Și el alți 20, tu îi dai, el îi se schivează de la lucru, e că el uh -huh. se schivează. Am un orice sistem, noi avem este lege al 20 lucrează, 80 produc și așa mai departe, In orice sistem sunt ăștia 20. Funcția directorului, ca ăștia coada asta, de ăștia 20, să-i o odată la un an jumătate, maxim la 2 ani. Uh -huh. Tu ai tăiat codița asta. 20 de angajați. Fiindcă tu pui, bă, sau tu lucrezi sau nu. În primul rând, el diluiază sistemul. El face ca atât sistemul, ca într-un lanț. Lanțul atât de puternic cum e cel mai slabă verigă. Da, da. Tu 20. Amu, la tine din piață, tu e să aduci 20 de de, de... de, hai să luăm 100. De, să aduci alți 20 de oameni. Dacă vorbim că sistemul e echilibrat, tu nu crești, nimic. nic. Tu aduci 20 de oameni. Și se întâmplă cu 20 22. Se redistribuie din nou? E să redistribuie 20 acolo uh -huh. și cineva dintre cei 60. Din păcate, ați că sistemul tot timp e unical. Sistemul tot timp are 20, 60, 20. Și tu, peste un an, un an și jumate, fi și iar stai codița. Numai că tu observă că dacă noi tăiem codița asta, uh -huh. peste 45 schimbări sistemului, deja la tinii și ei mai răi, divin mai buni, când cumva erau la tinii și ei mai buni. Nu deci știu dacă mă înțelegi, că mm -hmm. e ca un vierme să mișcă în față. De fapt asta se întâmplă și în organism. Sunt se jeli de celulele tale care mor? Nici nu nu. Și da și nu, da. că ele se regenerează. Este un proces. Mm -hmm. Sau ca la bicicletă. Dacă tu te-ai te dai încolo și permiți la alți să meargă în față. Mm -hmm. Ca or și business. Dar oare asta e urât ca businessul ul să falimentează? Băi, zic că e urât, e dureros. Pentru mm -hmm. cel care e în față. Dar asta e urât să moară Păi da, dar nu e nimic veșnic. Și atunci, dacă tu ești în trend, uh -huh. dacă tu ești în sistemă, dacă tu ești în în, că în business-ul e un sport inteligent, de fapt, uh -huh. atunci tu ești pus ca organismul este viu să dezvolță, să dezvolță, să Pe de altă parte, tu crești o companie. Dar, înțelegi care idee? Noi, Eu am angajat cu care m-am dispărțit, pe urmă, peste de an a venit un nou un proiect, în alt segment de proiect. Pe urmă, peste iar ne-am jumătatea de an a lucrat. Iar a venit în proiect, a lucrat jumătate de an, este proiectul, fiindcă echipa se construiește. Asta la noi, știi cum, efectul scoicei. Când spun efectul scoicei. Scoica e o singur, scoică de râu, e o singur decizie în viață, la și înălțime pe albea râului, se sprinde. Dacă e sprind prejos E dacă când ia pe mult, pe lângă dânsa nu curge mâncare. Și ea poți fără. Mm. Dacă e să prea sus de mal, adică prea sus, sus de nivelul râului, e riscă că în momentele când așa e secetă, să rămâi de și a să usuși. Dar e, nu, da, o, eu sunt grudic, eu mă prind aici. Apetă la noi, în lume, lumea crede că, eu mă duc în firma să și o veșnic. Băi, eu mă mândresc că am angajat de 20 de ani. Eu am angajat care lucrează de la început și nu numai în top management, că am mm -hmm. și top management, de primii din trei angajații angajați este mm -hmm. și azi, dar am croitoreasă. Am trecut, a plecat un băiat, că el a vrut scrie, schimbi domenii de activitate, că a lucrat 19 ani în firmă. 19 ani, l-a făcut uși cu pe a El e mulțumit, eu sunt mulțumim. Pentru și eu să-l dau afară, dacă el te timpul și face și el te timpul cu inovații, dacă să aș face și lucru. E nu e din top 20. Uhum. Ei din 60, dar iată timpul intră și 60. Ești face lucru, e așa asta, e asta. Eu nu stucac, eu, știu ca și iau col care iubi plătesc trebuie. Eu nu știu despre nic. Dar eu merg cu coridor, te tânăle, te geni te tăgine. Te acum, e de doamne, pași, tătă și normal. Gen acum, că așa e cheamă, genul plecat, că spunem. Deci asta nu înseamnă că tu te duci, aha, care sunt ultim, tu când ai venit, și trebuie să te tai. Nu. Dar sistemul schimbă, oameni, schimbă valorile oamenii. Cu atât mai mult, ori și eliberare sau ori și de asta, din funcție, e doar îi și perspective și la om. El dacă începe să nu muncească aici, cu suflet, cu trage din asta înseamnă că el nu asta vrea? Uh -huh. Și el cheltuie nu timpul în el, el cheltuie cel mai important resurs, a, lui a lui. Uh -huh. Și el poate să se regăsească în altceva. Da, o, pe, poate o perioadă blindă, ce așa. Doi la mână, este și o lecție pentru dâns. Băi, cu mine nu noi ne De ce? Deci și alții au rămas? De ce am numit eu? Și trebuie eu să fac? Băi, poate trebuie să fac reanaliza a, a, a valorilor, valorilor mele. Da. Ceva se întâmplă. Cac, bă. Dar e posibil de construit echipă numai din ăștia 20% din front care zici tu? Uh, posibil, da. Deci eu deja. Este este, este un trend. Uh -huh. uh, este un trend. Noi, mulți, să ne întoarcem. Uh -huh. okay. Pentru că eu, de exemplu, cu academia și cu producția, cam zic că ne întrebă vreo 20-25 de oameni și cam așa tind să adun oameni dește proactivi, dar tu știi că sunt probleme, în general, cu angajările în piață. Eu am citit un, un articol. Uh -huh. Că mă angajați, că tineretul nu vrea să lucreze foarte mult emigrează, cu atât mai mult, mulți vreau să fac studii superioare. problema încă e mai mult în trașee, că ei nu vreau să lucrează și fizic, încă este intelectual, uh -huh. că și nu-l face. Și, dar dacă lucrează intelectual, el nu are insistență să învăț până la urmă profesie, el uh -huh. are mari fluctuații. și e că cam majoritatea cuvintelor care le-am spus eu, asta eu le-am luat din articolul și al, Și asta scrie directorul la Deutsche Bank, din anul 1989. Adică, Lucruri nu s-au schimbat, dar, bravo, jalou, trăim într-o la și în 30-40 de ani. Că-ți a spune-și la Asta noi credem că noi trăim în perioada asta. E atunci, e o criză de oameni și mai departe. Asta, prim. Doi. Dacă ne uităm la Noua Zeelandă, 80% din companii care, care creează 80% din buget, la Dân și foarte redistribuit bugetul, în miei și companii, uh, au format de la 12 până la 20 de angajați. Este și cel mai comod format de a lucra în, în... Afaceri mici și mijlocii, da? Nu, și psihologic. ce uh -huh. mai frumos. format? Fiindcă aceștia 20 de oameni găsesc niște reguli între care ei uh, interacționează și ele sunt confortabile pentru toți 20. Doi la mână. Un specialist bun, dacă el e multilateral dezvoltat, un expert multilateral dezvoltat, ușor duci, că aici noi am avut o frustrare când am schimbat companie, ușor duci companie de la număr angajat până la 50. Fiindcă, fiindcă, el poate fi până la 50, el e bun director, el bine motivează, el încă și -o în marketing slămurește, el în produsul să lămurești tot între tău. Uh -huh. În finanță, el slămurește, încă poate să le coordoneze. Că, de poate și în jurisprudență puțin, adică el când semnează un contract să uiți să nu aibă niște riscuri. Dar dacă compania are mai mult de 50, deja trebuie expert foarte segmentat, pe, foarte, pe, pe latură și trebuie contabil, finanțist, puternic, fiindcă tu, de pildă, poți să dai faliment că crești prea repede. Eu uh -huh. explicam situația asta. Deci, într-un an nu a crescut cu 40%. 40% asta înseamnă undeva 4 milioane de lei în plus față de anul trecut. 4 milioane de lei în producție asta înseamnă că tu trebuie să ai 8 milioane de lei în materie primă, ca să ai pe două luni producție. Uh -huh. Tot din 4 milioane de lei posibil într-un an ai să faci, hai să zicem, un milion, da? Deci că ai crescut cu patru, ai să faci cu unul mai mult. Dar tot deja ai deficit de opt. Tu la sfârșitul anului ai să, ai, ai să câștigi primul milion dintre ăștia patru, dar tu ca să crești cu patru, te-ai mai cheltuit opt. Uh -huh. Și tu, tu, dai faliment la creștere. Asta, deci noi trebuie să ne dorim creștere. De fapt, tu ai deficit de cash flow și la tine îți prinești faliment și tu nu poți să onorezi comenzile și poți să dai faliment că ai crescut prea repede. Există fenomenul ăsta. Ne-am întors la companii cu 20 de oameni. Uh -huh. Dar dacă tu ai găsești 20 de oameni care au așa la JIS, dar și gis, gis, e puțin, gis, trebuie să trebuie să ducă spre o, o companie de un miliard, uh -huh. și dacă tu lor le demonstrezi că dacă ei împart cu tine timpul, când tu devii miliardar, ei devin milionari, ai, și tu le arăți că asta în 3-5 ani de zile, apoi gata, 3-5 ani de zile din viața lor sunt tot ca ai făcut cu tine, dar atunci să ajungă milionar. Și asta e posibil. Dar dacă proiectul nu e... Nu, de pildă, nu câteva milioane, uh -huh. ești tu și tu deci tu și-ați promis pe și 3 ani. Prostă doar că voi știți motivați. Omul până la urmă, urme, vrea e siguranță. El e gata să răbdează, de dar când proiectul să ajungă într-o stadie, atunci da. Și atunci, Așa proiecte strângă așa, mască, da? De pe el strânge oameni, fiindcă el are de unde să împartă. băi, dacă noi facem asta, voi o să luați atâta. Și eu să fug la mască. Deci, eu, eu am și druși care făceau business în Kiev. Îi spunem, el nu vreau business, ne-am vândut business. Eu mă duc să lucrez pentru mine, gratis la mască. Deci, eu înțeleg, dar dacă proiectul tău împușcă cât? Nu, așa e normal. Dar dacă nu împușcă, nu, și alții am încercat, da? Ei tot duc cloc o loterie. A -a -a -a, loterie. americană sau cu... E lucrează. Mm -hmm. Uh-huh. în loterie americană când erau la sapat aur, tot cred în visul ăsta care în America se realizează, toți au crezut în Las Vegas că în și fișca și de milion. Astăzi el lucrează prin business. Americanii mm -hmm. nu s-au schimbat cu nică uh, ultimii câteva studia. Iar tot, tot, tot asta rămâne. Tot asta, visul ăsta, băi, mă duc să lucrez într-o companie, am pușcat, am pușcat, n-am pușcat și al puțin n-am spus bine. Și atunci tu poți crea, crea este să găsești și 20, mai mult business-ul e curtoare de la 20-25 de oameni, că el e pricol. Fiindcă mai departe, tu jumătate din business, sau 75%, eu 75% din business, mă gândesc cu risk management, strategii, E 25% în produs. Am unii am furat niște timp, am pus niște oameni și eu mă ocup de produse, ca noi renovăm compania. Noi ni renaștem. Uh -huh. Deci cu totul alt e, produs să la noi. E altă abordare de marketing. Acum e alt site, e, alte materiale folosite. Dar asta îți dai seama că tu practic trebuie să schimbi și atunci noi ne dispărțim de angajați care sunt ahirii care sunt foarte buni, care au dus compania de jos până aici. Uh -huh. Dar de aici, în sus, deja trebuie să mergem uh -huh. cu alt tip. Și ei nu Trebuie să-i formatezi, dar tu nu poți să-i formatezi între ăștia. Te uiți la miliarde cumva? Nu, nu ne place. Nu, nu da, ne interesat. Eu m-am uitat. Acolo se întâmplă da? ultimul sezon, așa, să le despre restructurare. Da, da, echili. da, eu nu m-am uh -huh. uitat, fiindcă eu, eu m-am uitat, nu știu dacă un sezon, m-am uitat câteva serie și n-am învățat nimic. Și ne-am zis, Bă, uite că cu așa de mult în viață, și eu nu am luat nicio idee. Eu și cartea citesc, la mine cartea arte rating. Câte idei eu am luat, uh ca să le implementez din cartea asta. În viața mea, în punctaj. Eu știu că cartea asta are, are rating și ala. Cartea ce are rating și ala. Asta, și tu calculezi strict numărul de idei? Și asta da, e da, ratingul, da? Da, ratingul cărții. Pentru mine. Că are 286 în indexul, da? Uh -huh. e și eu, asta zveri. Eu o să o mai citesc o dată, fiindcă precis că am scapat și uh -huh, da? Uh -huh. Dar da, pe ca miliardă nu ne-a dat nică, okay. că zero. Dacă eu mă uit la revolver și la revolver am 200 plus, А из да. да, <laughs> Я молю, защё. Орё пил а Ну да, я был интересант к сценарию, келся выкрутить. Да что волосы что пузырник. Да. Ну келый блатной, ярый рублик, ялый грозный, келый крутой типа треш прин стресс, да. Таряка я не оду камень, чем везут, шла меняй. numai scenariul, dacă el și el avea o memorie și... Mie mi-a plăcut de acolo cel puțin o idee că oamenii care gestionează mulți bani și echipe tot așa mici, mm -hmm. acolo tot 20-30 de oameni, apoi psiholog bun, care îi antrenează pe toți. Asta eu n-am văzut la noi în companii să fie psihologi proprii, cumva, știi? Dar aia sunt oamenii care riscă și pot să facă multe milioane, pot să pierde multe milioane și au nevoie de susținerea unui psiholog, unui coach, cumva. Asta e unica idee care acum vine așa deodată. Eu tot m-am gândit la ideea asta când, când m-am început să caut idei în, 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 mozg, dar nu le-am găsit. E o divinit, dar e pe urmă, da, da, da trebuie, dar nu trebuie. Mm -hmm. Cred că nu e, persoanele politici precis că au, persoanele mari de business, când tu greu ei o decizie, trebuie să aibă. Da? Evrei spun altfel, evrei spun așa, eu când da, trebuie să iau o decizie, eu, el sfătuie cu popa, Mhm. Mm Uh, juristul, și cu avocatul, uh, juristul cu avocatul, ești cu medicul. Uh -huh. Adică, ca să nu și pentru sănătate, înțelegi? Uh -huh. Deci, atunci să nu -ți trebuie psiholog, dar să-ți trebuie și aici, și aici, și aici să iei o decizie. Uh -huh. Adică, noi. Uh -huh. Cred că lor, în filmul ăsta, când tu iei decizii de milioane de euro, ar nevoie, și cred că nu nu de unul. Dar când noi vorbim despre companii mai mici, în orice companie ești psiholog, asta e proprietarul, cred că asta e funcția lui direct, să duh companiei în nivel înalt, să dă încredere prin felul lui de afiș și mai departe. Apropo, interviurile date se filmează în studioul din Academiei V. Asta e o universitate online pe care o dezvoltă alături de o echipă din zeci oameni. Vă imaginați? Așa că dacă sunt oameni interesați de marketing, promovare online, social media, cum să faci bani din copywriting, cum să faci bani promovând alte afaceri online, pe Facebook, pe Instagram, da? aveți în descriere link-ul și câteva oferte tare interesante. Înscrieți-vă, eu pun mâna în foc pentru cursurile date. Eu am observat și am discutat cu mulți tineri și majoritatea tinerilor spun că, adică nu spun direct asta, dar indirect eu observ că lor le lipsește viziunea în companie, că ei vin la companii, mai ales mici, dacă se angajează și sunt tineri buni, ei nu stau mult acolo și pleacă, pentru că proprietarul nu are viziune și strict pe execuție, fă asta sau te pedepsesc, pe asta și tinerii e pleacă. Și am văzut așa o temă că la noi în Moldova sunt puțin, cumva, sunt, puțin se promovează la nivel de management viziunile. Tu cum faci? Cum tu inspiri în general oamenii? Nu. Bun, aici și viziune. Nu știi care e ideea cu viziune? To hmm. Tu viziuni poți să și știi cum, era un... Și dacă voi să lucrați ghin, eu nu să că că în Miami, știi? Asta e tot e viziune <laughs> în propunerea da, companiei. companii, da, da. dar ideea în și constă, nici nu ideea Ideea că top managerul, mai ales în companii mici, trebuie să reușească să împletească valorile și scopurile Angajaților mici, în valoarea scopului companiei mari. Uh -huh. La noi, o e prea mult înflat contextul de emisiuni, viziune și așa mai departe. În primul rând, majoritatea companiilor au fost deschise ca să facă bani. Proprietarul trebuie bani și așa mai departe. A doua rând, a doua parte a misiunii, eu consider, asta e obligația în fața clientului. Dacă tu ești restaurant tu trebuie să produci mâncare gustoasă. Așa asta e misiunea ta, să hrănești oameni fără ca să-i tragești. Gustos așa că ea ad... căpiați, că scăifuiască. Misiunea companiei noastre scrie mobil de calitate care rezistă în timp, care dă emoții când tu intri în casă să figești de fiecare dată și peste 5 ani de zile tot. Că noi acum suntem cu 20 de ani, facem septembrie de și septembrie. Asta nu afectează revenirea clientului. Care? Din contră. Да? Ну, вот этот 5 клиент аж сменит апартамент. Он аж нас ⁇ ет имущество, аж веки. Да, да, если не 5 лет, в мире, вс ⁇ То есть, когда он крестит клиент, мы оптем для клиента, который сдизволт. И мы его что и до 2-3 генерации. Так мы не ренащим мас, не реинвентем, но не реинвентем, для того же клиента, который уже на другой нивел. Так что мы и 5 el n-a o cumpere două ori, el vrea altceva, el a crescut, el vrea cutie automată, el vrea cu luc lung, mare și așa mai departe. misiunea. Misiunea, eu cred că așa este, să te duci să faci gini job să te îndeplinești promisiunile care tu le ai. Tu ai promisiune, băi, eu fac mobil. Eu fac podcasturi. Podcastul nu e el trebuie și interesant. E ca toată filosofia. Și noi, dacă e interesant, noi asta facem. Și viziunea? asta unde vrei să ajungi cu asta, nu? Fiecare angajat trebuie să răspundă pentru ce vine la serviciu. Dacă el are pentru ce, asta este sensul vieții, de fapt. Uh -huh. Noi avem marele noroc, noi în business, noi suntem marele noroc. Doar și noi creăm și produsul nostru se vede și el poate fi apreciat. Și un produs nobil, cel puțin din, nobil din punct de vedere, eu socot la cea mai înaltă valoare. Iisus Hristos a fost întâmplare. Iisus Hristos face, ce, ce face în și ce și facem noi azi. Și pentru, mine și el, da, și pentru mine asta e cea mai crută uh, și poate exista, da? că eu cumva, bine, asta e tot e o întâmplare. el meu a fost templar. Pe urmă, tata, din păcate, a decedat, dar moșul meu a fost templar. Pe eu, templarul ăsta, l-am învățat și l-are în rășcani. L-am învățat să facă mobil. E ca și ești întâmplării, pur și simplu, mai contemporan. Uh -huh. Altfel, detaliile, altfel, le, bine. Și asta cumva e că te motivează propriu. Noi cătăm în sens vieții, noi cătăm, în sensul vieții de a fi, de a gusta, de a trăi, de a, de transmite pământul ăsta la nouă generație, și al puțin, dacă nu o mai bun, nu mai rău decât cum l-am luat noi de la strămoșii noștri. Și atunci sensul e simplu. fă ți lucrul tău. Că tu, că tu și -ai, devii cea mai mari companii din lume. Nu știu, ok. Și sensul s-a schimbat lui, Nokia când i au dat faliment. Nu s-a schimbat. Bun, poate masca, vrea să ajungă pe, 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 planete, pe altă planetă, pe cineva, că inspiră și poate, băi, dar mă duc și eu să ajung pe altă planetă. Da, eu îl întreb pe masca, dar goi, masca, da, băi, dar poate ne gândim cum să păstrăm planeta asta? Deci, că adică tu ești un inginer rupt, la tine cumva legăturile neuronii sunt Ce să ne gândim cum să păstrăm? Ce să ne gândim cum să creăm un mecanism de anti în... Înțeleg, înțeleg. Da, sau să gândim un mecanism de rășire a planetei, pentru că eu consider că există șanse ca planeta să rășească. De exemplu, a fost un vulcan foarte mare acum, care a împușcat, nu știu cât 50 de milioane de bazine de apă în atmosferă, ea scriează o ceață jurul pământului și Pământul aparent ar trebui să micșoreze temperatură cu 3-4 grade în câteva... Aha, ok, înseamnă că este proces și reversibil, eu gândesc ca un fizician. Dar înseamnă că poate dipus depus niște oglinți ca lumina asta care trebuie să încălzați pe să reflecte înapoi în Cosmos și în principiu poate... Nu știu. Uh -huh, uh -huh. Și atunci eu cred că e o chestie de orgoliu. Că eu o să ajung primul pe Marte. Adică la masă, da? Și atunci uh -huh. când, dacă e vorba despre orgoliu, nu știu, da și nu știu. Uh, nu că mă compar eu cu Musk uh -huh. Eu am în vedere despre misiune. Înțeleg. Da. Ok. Deci, noi, scopuri țelor asta e altceva. Misiunea noi trebuie să ne facem calitativ promisiunile noastre. Bun. Să facem clienți fericiți. Misiunea noastră e simplă când am intră în cameră unde stă mobilă a în demn, el e fericit. E nu scârță, e tactil, e elegantă, uh -huh. e stilată și atmosfera asta e o poveste care el și-a dorit-o și noi am ajutat să o realizăm. Gata. Și noi asta și înseamnă. Fiecare element și facă bine job. Designerul bine să gândească, achiziția să leagă stofiul nume care nu are legină. Asta cu saltele să leagă anume compoziția care trebuie, cel cu patru la nume așa să-l facă, și cu vopsele, ele sunt numeroase. Peste jumătate de ani, chiar discutam cu un francez care a cumpărat mobilă. Și zis, blin, a cumpărat. Tătă mobilă de la voi, de la copilă, însă eu nu mai aduc din Moldova. Asta în Niță, în în Franța și Bani băi, am cumpărat un pat la francez, jumătate de an, miroase, te copil doarme cu noi, copil mari, 6 ani, să-i livrăm un pat în niță. Că tu trebuie să-ți faci nu pentru bani, adică pentru mine, numărul unu, eu nu știu un client care este nemulțumit din mai multe Nu știu. Dacă ar ști, ne-ar scrie, poate cineva aude, eu m-aș duce și aș vedea. Sau eu, sau aș ruga pe cineva, băi, și s-a întâmplat. Uh -huh. Bine, că s-a schimbat stilul ăsta, e altceva. Da, câți scărțe, câți s o rupt, câți s o lăsat. se întâmplă, producem multe unități. Cred că la 1.000 de unități producem pe lună. Din adică. 1.000 de paturi, uh -huh. clar că 2-3, ceva am scăpat. Dar noi nu știm niciunul care client ne-a înțeles și nu ne că Eu asta consider că e misiunea companiei. Dar când se pune o valoare, știi cum îi pria, de urechi, adică, aia, noi vrem să mâncăm cu cineva așa, și trebuie să aibă misiune. Gata, am <laughs> <laughs> Și trebuie să mai aibă valori. Proprietarul companiei transmit prin propriu exemplu, toate valori, misiune. Uh -huh. Tu vezi cum e compania, îți dai seama ca și e proprietar. Dacă valorile companiei, îți se valorile proprietarului, lui de nu lui. Am înțeles. De acolo deja directorii care deja își construiesc propria companie, paralel cu compania asta. El nu mai deține uh, majoritarul, știi? Adică uh -huh. vliania, influența, influența uh -huh. majoritarului nu mai deține. Că asta nu e lui. Și dacă el nu are curaj, nu are uh -huh. acelea tare la moment și ala el... Și posibil că fizic e în scurt timp și ești foarte des se întâmplă, nu o să mai fie a lui. Adică, și e va spre de altă, paralel. de tu toi vorbit de Orgolii? Și asta e o problemă, nu tot așa. Nu e, nu e obligatoriu problem. Adică, hai, asta nu e problemă. Majoritatea lucrurilor bune pe pământ se fac doar din orgoli. Ca de exemplu? Pumasc, mască, mașină electrică din Orgolii. Uh -huh, eu uh -huh. sunt cu asta e crută. Nu, deși nu. Nu, dar pe mulți orgoliu este și impede că îți dezvolt, să facă bani, nu știu cumva, se aranjează viața. Noi, dacă noi suntem 90 la noi, noi am făcut business că să demonstrăm cuiva că noi suntem crute și este uh -huh. ego. Uh -huh. Deci el se poate folosi în... Asta e, asta e ok. E, e un fel de benzină, da, de da, ardere, da? da, da? da. Deci, cu cât el e mai mare, cu atât când, pentru societate mai ghid. Deci, societatea, în... societatea, propriu zis, ea uh -huh. are tendință să devină mai bun, omenirea. Uh -huh. E pe etape scurte devine mai rea decât războiul din Ucraina. Uh -huh. foarte Foarte Dar în linii generale, pământul, el devine tot mai bun, mai bun, mai eficient, mai calitativ, mai... Are lent pentru viața omenească. <laughs> de ce? Nu? Cât deci, într-o sută de ani s-a schimbat nivelul? Fratele meu, noi zburăm cu avioane, parcă suntem șehi, adică, nu știu, nici un rege de 200 de ani în urmă își permitea să ajungă în 3 ori din Moldova, în Londra. Știu, în cel mare, poate auză că există Londra, dar noi am fost și-am pinte de în bar, pe o înțelegi care e ideea? Deci lucrurile s-au schimbat peste ocean, noi vedem și asta ocean, noi putem cu scafandru. Uh -huh. am fost în Antartida, pe o bărcuț. Care Antartida? și grăiești? El dacă se la de la Chișinău la Băl, asta stă oamenii 100 de ani în urmă pe el, cred că asta era cea mai mare călătorie a vieții. Nu? Noi avem tot. Apeși butonul, curge apă caldă. Apeși alt buton, arde lumină. Vrei să vezi pe mama dacă Dumnezeu i-a dat zile în viață, i-a un buton și zici, mama, salut! Și iei te vede pe tine. Și deci, într-o lume, într-o spumă a vieții. Noi nu, nu apreciem asta, de fapt. Să-i ți-am mâncat, de -ți la restaurant. Hai să ne aducem aminte ce alb sunt din copilăria noastră. Pentru mine așa era, tort la anul nou, ziua de naștere, Paștele la noi nu era așa de dar și-mi pare că gata. Poate era hramul satului, era hramul și Tot niște bucate. Gata, dar eu vreau în tot țara. mine Dimineața Napoleon, dar hai nu, nu, hai Kievski, hai sau Cheesecake, sau, da? Care? Noi trăim în spumă, noi nu apreciam, noi apăsăm, e simplu. Deci pe și din Toți suntem cu, practic cu mașini sau avem posibilitatea să ne cumpărăm mașini. Uh -huh. Avem posibilitatea să ne cumpărăm apartamente. Deci chiar avem. Deci te duci faci un credit, da, sumărit mărit procent, dar avem. Bă, ai 5.000 50 de euro, băieți te așteaptă de la companiile este de agenții, el își cu reparații, și cu tăți au creat un credit. Da, el ai să ai 6, 7, 8000 de lei de luni pe luni plătit. Da, dar azi ai ușor posibilitatea să faci 20.000 de lei, vii la tandem, te instruiești, tu ai 20 de mii, 7 8 îi dai acolo. Știu, eu chiar greu cu băieți, când vine să-mi băieți ăsta, greu să-mi cu personal fiecare în băieți, dacă vieți cumva, hai să vorbim. A să vedem unii sunt voi, ca să nu rămâneți fără apartament, fugari și așa mm -hmm. mai departe. Și îl întreb pe băiat care știu că vă 3-4 ani, lucrează foarte de mult la noi, vreo 9 ani, la un utilaj de, de, de lipirea cantului, zic, băi, cum la tine? de și bine, zic, tu o cu apartament cum, e prima casă, o luat că și dar nu, eu la am în e tot normal ok, și ce faci? Aia înstrâng să iau o mașină, zic, tu poți să iei în leasing dar nu, pentru ce în leasing, mai am o leacă înstrâng strâng ce să iau, asta tot în Moldova tot în fabrică, omul lucrează doi copii, familie, și-au cumpărat apartament, acum își cumpăr o mașină dacă tu apreciezi dacă tu vrei, paniatna, ai 5.000 și cumperi mașină de 45 în leasing și ai pies strică Că tu ai să o iei nouă, tu ai de vreo 5 6 ani, e stric, tu de aici plătești leasing-ul, de aici îmi fără mașină, ești frustrat, și ca aici să încep toate probleme. Uh -huh. Dacă ai 5.000, mai strâns două, ți-ai luat de 7 000, nu știu, una, clar că uh -huh. mai rezistea, un Hyundai care are vreo 5 ani, care nu prea stric. Sigur că el nu e așa de prestigioasă ca, nu știu, un BMW de 45 mii care are 10 ani. Uh -huh. Dar și el are risc stric. Fiindcă noi, deși noi vrem și noi cumva să dar nu, vrem să savurăm din spuma asta. Da, noi vrem să, demonstrăm la alții că suntem curtei. E că asta E, e că este ego nostru ne Tot ego nostru și ne dezvoltă și tot ego-ul nostru și ne da. Până la urmă. Așa eu cred. Așa eu cred. că noi tot din ego, Băi, mă duc să mai lucrez pentru ce mai eu, nu știu, mai fac, mai știu. <gătări> nu, no, și asta e, el, dar el tot e benefic, fiindcă el societatea, în linii generale, o duci la uh -huh. nivel. El o duci la alt. Dar... Uh... Uite, eu am încercat să mă uit și caut oamenii și privesc oamenii pe YouTube, tinerii mai ales uh -huh. legat de afaceri și că uh, știi că sunt nuclei semantice pe că unul dintre cele mai populare sunt două uh, nuclei semantice tare populare asta e cum să faci bani și deja să pornești cum să faci bani online cum să faci bani din lemn cum <cute> să faci bani din okay. Din, okay. Okay. din din și nucleul idei de afaceri multă lume caută idei de afaceri cu lemnul, idei de afaceri cu tot așa. Și ele, în Moldova și România, cam s-adună la vreo 100.000 de mii de căutări pe lună. Uau, wow, și interesant! Da. Uh, și eu, de exemplu, când te-am invitat aici, tot mă gândeam să duc discuția, numai despre bani, <laughs> dar noi am mers în, în valori și în misiune și aici pare mult mai interesant, uh, pentru că, iarăși așa ca observații. am scris un articol acum 3 ani, se numește Cum faci misiunea și viziunea companiei. Era un extras dintr-un curs exemplificat. Mm -hmm. Apel regulat, articolul și ala citit de o și o jumătate de oameni pe lună. Regulat, adică le odată și oamenii mereu mm -hmm. caut. Ori studență ori mă rog, cine scrie, tiază și tot așa. Revenind în general la bani, tu ai văzut... E că am observat și o întrebare interesantă pe comentarii. Mm tu oricum mai mulți mai mulți bani ca mine. Asta nu, e clar că bună ziua. Nu poți, nu, nu trebuie, nu, nu, trebuie așa să privești. Da, de ce? Nu, banii asta Eu îți spun de Odată Trump, Trump businessman, hai să luăm, mm -hmm. Trump este diferit, mai mult, e. Trump businessman era cu soția lui, acel care tot el era cândva președinte, numai că el, în funcție de businessman, nu foarte simpatic. Nu e el extrem de simpatic și ca președinte. Uh -huh. În momentul că el nu a dus niciun război în perioada când tu fost președinte și asta, eu, și n-ar face eu asta, eu, uh -huh. eu cu ca capitolul, ca alt, acolo lucruri care nu mă bag. Tram tra merge cu soția lui pe stradă. Și îi spune, viața, era o un domn care mătura în față unui imobil de-a lui. Nu uh -huh. foarte mai așa. vespi, mătura da, Deci Și pe că el e cu două milioane de euro mai bogat ca noi. Deci era moment de scădere a imobililor și el, Trump, era în deficit financiar. Adică tot, dacă el avea vând într-un moment, apoi... A, să e cu și minus cu minus 2 milioane. Da. Măcar că aveai imobile și așa mai departe. Clar uh -huh. că imobile astea nu se vând, bani tot înțeleg. Uh, dar asta sunt doar cotizații. Cum, fix așa cum petrolul avea cotizații negative când nu aveai unul depozitat. Dar lumea uh -huh. minus 20 de euro barelu asta uh -huh. Deci dacă eu ți dau un baril de îmi dai, eu o să-ți mai dau ții minus 20 de euro uh -huh. ca să... Clar că asta e funcție de moment. Dar mă, ne întoarcem la bani. Bani raportat la și? Bani sunt posibilități. Hai așa. Am o... care om bogat, care poate să acopere o mai mare necesitate din o mai mare parte din necesitățile care le are. Dacă necesitățile tale îs un de euro pe lună, dar tu profiți de două ori mai mult, tu ești bogat, țin și dacă cineva are necesități de uh -huh. 20.000 de faci și 15, el în toată luna e deficit minus 5.000 de ori. Cine uh -huh. dintre însuimii e mai bogat? Nu știu. Adică banii nu-i chiar așa direct sau indirect. Da, dar cu toată atitudinea asta a ta, adică eu înțeles, în primul rând fă bani după feeling, adică dacă ți-ajunge să trăiești e destul de ok, da? sau să-i faci mai mult o leacă, Adică și am înțeles eu din cei ce ai spus. Dacă pe mine mă aranjează cu cheltuieli de 5.000 și eu fac 10.000, asta e ok. Eu mă consider destul de bogat. Dacă nu n-am ambiții sau n-am misiuni, viziuni, ceva speciale, mă rog, dacă... Nu... Și în viziuni. noi, știți ce am făcut noi cu banii ăștia, tâi mama mama lor? Noi am tăiat viața cu nu Noi am ușit -o. Noi am luat o pelerină care se numește bani și am pus pșteria asta uh -huh. domeniilor care mai există în viața asta. Că în afară de bani există 6 -șe domenii. Din păcate, din păcate, gândurile despre bani sunt 70-80% din toate gândurile. Uh -huh. Și chiar după așa, după ce tu ai făcut bani și este ți-ai acoperit necesitățile care tu cândva le-ai vrut. Pentru ce te mai gândești la dânsele. Uh -huh. Da? Înțelegi care idee? Adinci ori tu n-ai să iei cu tine. N-ai să iei. N-ai De ca, bun. Nu, no, care așa, e ca... Tu vrei bugat, Viron, de exemplu. Dar de sunt chiar spate pe vreo zece două, dar nu mai B mult. Gata, da? Ok, 20 de mii, 30 de mii. Uh -huh. Sunt adică... Deci majoritatea lucrurilor când te gândești, că eu fac meditații, da? Dimineața. Un exercițiu din meditație, asta este, te gândești la 5 lucruri pe care le viaz, sau poți să le viezi, uh -huh. le admiri. Asta sunt 4 lucruri pe care le auzi,

să aud pe cine îmi place, da? Deci pentru mine cel mai melodios ăsta e glasul fetiței mele, da? mi îmi place să mai aud soția, da? Deci mi îmi place să aud niște mantre, mi îmi place să aud valurile mării, da? mi îmi place să aud vântul pe munte, când eu mărg, deci Deci îmi place să aud când eu mărg în cască și că vântul e Acolo e, alt, tipar. Pe motocicletă, da? Pe motocicletă, n-am gredit despre nici despre bani. Uh -huh. Noi am grit niște lucruri Care va și au bun motocicletă Dar și și moped De 500 de dolari Și nu contează uh -huh. Fiindcă unul din cele mai senzații Călătorii care le-am făcut Eram pe un moped Pe o insulă Și deci asta nu era despre bani Pentru l-am costat 20 de euro pe zi Chiria pot poți Plătească 20 de euro Pe zi Să dai cu mopedul Și deci noi prea eu, Prea Prea îi punem banii ăștia în, La icoană uh -huh. Nu, boja, ca să nu supere. Ei trebuie. Dar după și noi i-am făcut. Pentru noi creăm mare cast de business aici. Deși noi nu ne putem desprinde de, de, de... Și atunci trebuie să ne dăm seama că banii nu e instrument. Cum e instrument? O sapă. Da? Sau o chircă de dobândit mm. Obsidian, Carbon, da, smar, așa, ca, da. Na, obsidian. Din, Obsidian. Din, din, asta, cum zice, copiii mei. e uh -huh. când am fost în Peru, le-am adus Obsidian, deoarece ei în Minecraft strângeau Obsidian. Și ai și este Obsidian, adevărat, da. Ai crută. Apropo, acolo e o istorie frumoasă cu obsidian din, din, din Peru. Dar nu Peru, din Mexica. Dar uh, ideea între așa e că majoritatea lucrurilor care sim, au, e ca între este cu simțurile astea, pentru că eu viața sunt prin simțurile astea, da? Uh -huh. Care fac Apoi Apele nu prea au legătură cu bani. Pentru mine gustul e cafeau. E ca cafeau de dimineață, care e ca, eu o sunt. E ca și uh -huh. Pentru mine e, e, e plachi, de la e ca bunica cum o fășe. E că, pentru mine e ca gustul. Ceala, el e fericirea vieță. Trebuie el doar nu e despre bani. El doar nu despre cel mai înfășurat pești care există, care l-a mâncat, care nu știu ce. Nu uite, dar dacă tu... Uite, fericire în lucruri simple care da. te înconjoră și care te formează. Am înțeles. Dar și dar te motivează pe tine zi de să te trezești și să gestionești, dezvolt compania asta. Pentru că tu ai fost Obligațiuni. în Moldavă. Acum mergi în România. Da. Eu, ai planuri de Europa, nu? Și mari. mai mari. Mai mari. Mai mari, și mai mari. Da. Dar și tu, dacă tu ești fericit, cum, cum tu te ia că de și cum tu simți obligațiunea, atunci poți renunța la obligațiunea dacă ești fericit, nu? Da, poți da etată în chirie Dar tu ai 200 de oameni pe care hrănești aici mai ai vreo 200 acolo, cred că să văd, trebuie să-și acolo. nu contează. Tu ai discuții din altă calitate. Eu vreau să-mi ridic nivelul vieții. Trebuie să ridic nivelul discuțiilor. Sau eu mă duc străin acolo, sau eu în jurul meu creez așa discuții. Creez discuții echipei eu am satisfacție nu numai când cresc eu, dar când cresc angajații mei. Când ei devin mai buni, când ei devin salariați mai, mai, mai beton, mm -hmm. când ei își permit să-și aibă apartamente, casă, mașini. Uh, universul nu ne aparține numai nou. Noi n, -a, n -a să luăm în parte și încă o dată. Noi îl mm -hmm. lăsăm aici. Cum să l noi? Până la urmă, ăsta e cu... Să știi că fiecare unitate de mobil care te-o creezi, mm -hmm. faci fericit pe Bun, dar și să fac altceva. Ok. Dacă tu îmi dai nicio alternativă mai fain ca asta, eu o fac. Uh -huh. Și uneori, el mai fain ca asta. Doi la mână. Doi la mână. Eu cred că am avut curajul să lucrez puțin. Uh -huh. Tu când lucrezi puțin, ai timp să gândești? Ai timp să ci doar de lucru. Adică când tu ești numai în operație, eu am fost în operațional, doar și război, trebuie eficientizat, mai mult.

Țintele. El era mm. foarte econom, avea o caldare foarte mare de ținti El, când punea ferestre la cineva noi, scotea ferestre de vechi și el nu le arunca, dar le desfășea că scoate fiecare țânt. Așa că eu aveam o caldare de țânti vechi și și el le ca bunelul să le bat în, în ferestrele astea noi care el le făcea, da? Și ne-mi îmi ca lucrul ăsta al lui, mirosul de, 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 de ușă, de lemn, de frumos, că el cum iau, cum se și, plumb dintr-un drum ieșe o, 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 o operă de artă. Pe de altă parte, eu am avut un vis, pe urmă, de al 3 păi ani, scriez ceva, e că scrie de care să folosească lumea. Și tu te simți uh -huh. că, nu că e important, tu te simți, nu ai făcut nu, cumva degeaba, da? că cum... Bun, job s-a făcut iPhone-ul, care folosește tot mâinile. Eu gândesc cu un dulap, așa, dar așa de simetric, că el fie atât de practic, atât de comod, atât de ergonomic, atât de, de mai mult tehnic, fiind fizician, mă și mă acum, că eu înțeleg că eu am îndeplinit visul Eu vreau și ceva vă scriez, că lumea, când eu clasa 6-7 făceam antene, din niște cabluri acolo furate de la poștă și le vindeam la piață ideea asta de a crea. Și bucur cumva că și ei și crea tu are uh, cereri, cerere. Uh -huh. cerere. Și atunci tu, asta te motivează și să faci încă mai departe. Trei la mână. Eu am avut o dorință, -am deja când era mai greu, când am avut prim faliment, să am așa un business în care să călătoresc, ca să fac business și să călătoresc. Eu nu dovedesc

și nou piață, și trend pe urmă, Istanbulul cu materie primă, China, Guangzhou cu, cu furnitură și așa mai departe. Deci Polonia, Italia, mm -hmm. de tot trebuie, tre și eu nu reușesc să călătoresc atâta. Dar tu reușești că... să te odihnești în asta? Sau pentru tu cum? Combini lucruri cu odihnă cumva? Uh, Cum diferențiați tu lucrurile ăsta? E ca tot care? bună temă. Nu, tu ai spus de toate călătorile astea, le țină mai Eu nu le fac, nu le reușesc să le fac. Chiar trebuie trebui să reușesc pe tot locul, nu fac. Uh -huh. Să duc angajați în locul meu. Eu așa de tare ne-am dorit asta, cumva, uh -huh. în creier. Uh -huh. lucrurile astea s-au întâmplat. Înțelegeți? Uh -huh. Și eu balansez. Eu mă impun pe mine să Să nu mă ocup cu toate lucrurile. Directorul general are funcțiile lui. El sigur dacă are timp poate să ocupi și cu altceva. El are funcții lui. Director general și aici funcții. Dacă noi o să luăm. Prima funcție director general să-ți găsească oameni care să-i pui la postul lor. Să găsească directori care să-i pui. Doi, să transmit cultură la acești oameni. Să transmit. Trei, se ocupe cu finanțele în cadrul companiei. El trebuie să înțeleagă unii se duc banii, unii sunt imobilele, toate documentele sunt ordine, nimeni nu face one raider sau așa, banii să iasă, și el trebuie să aibă grijă finanțe. Patru, strategia uh, marketingul strategic a companiei. Unii companii și pe 5 3, 10 ani. Și suntem că știți valori și producem pentru cu și resursă. Cum trebuie asta la oameni. Nu trebuie. Trebuie să produci altceva. E că misiunea companiei eu și o văd. Și -o faci pentru și uh -huh. cu adevărat de preț și așa mai departe. Și -o, și -o, trebuie să ții relațiile cu partenerii. Cu, nu, cu puterea. Uh -huh. Relații cu puterea pentru orice, risk management și așa mai departe. Cu, guvernare, cu da? Nu, în unele cazuri ăsta e guvernare, în alte cazuri ăsta era rechi, în cele cazuri ăsta erau. Uh -huh. Cu putere care influențează, tu trebuie să ai contact cu nimeni din cadrul companiei tale, nu are drept să ducă relațiile acestea. Uh -huh. Deci, tu dacă de pildă trebuie să fie o persoană publică, înseamnă nu și cineva din cadrul companiei, dacă tu vrei companie și public, dar tu ieși în fața companiei și o prezență. Uh -huh. tu te duci la guvern din partea companiei, nu o să duci director tău. Tu ești pe că relația asta, sau dacă blatnă e și trebuie de peritirit ceva, tu te duci și cu blatnă. Deci asta e funcția ta directă. Deci a proprietarul. Nu te poți da în spate, în caz contrar pierzi compania. Astea cinci funcții și acolo mai mult nu-i spus despre nic. Ai observat că e că directorul, director. Și Bă, da, dar să păi, te duci la lucru ca să și. Tot ți-ai luat om care l-ai motivat, i-ai spus cultură, tu i-ai spus și înseamnă cultură, și ghin, și rău, noi nu fugim, n-amăjim nu încercăm să câștigăm de pe clientul ăsta, noi nu vrem să urvim, noi optăm pentru o relație lungă, de asta și vrem Nu vrem să fim clientul ăsta pe distanță lungă, Înseamnă că noi suntem parteneri. El ne dă bani, noi producem mobilă, avem grijă de calitatea ei timp și așa mai departe. <laughs> Dar nu e nicăieri că trebuie să te duci să înțeagă să faci altceva, da? Sau să te duci la expoziții, să alegi stof. Prost asta e interesant, asta te dezvoltă. Mhm. Uh -huh. Da, înțeleg. Revenind la întrebarea care am vrut să spun când am început despre bani, există ceva și... Ca... hai să revenim în paradigma banilor, ca și e mai ușor de pus întrebarea. <laughs> tu cum 80% și tot trebuie despre bani. Dar <laughs> dar banii vă abicez scherniac, toate valoarele nu sunt bani. Da, ne întoarcem la bani. <laughs> <Căinești>. <laughs> okay. Nu uite, tu și erai tot tânăr, așa de exemplu, ca și mulți alții de acum. Da, tu da tu zici da, că da. Adunai țânte, da? Adică trăit da, la bun sar... bun bun Aha, da. ok. <laughs> Și acum uh, ai anumit statut cu anumit companii mari, 500 de oameni, asta tot și o schimbare în societate. Pe că sunt, care este un lucru care la tine nu s-a schimbat și tu l-ai observat atunci și el este și acum? Și, -o, și, -o, și, -o, și măcar un lucru care s-a schimbat radical. Oh, what? În paradigma banilor asta de era de și când erai, fășeai 1000 de euro și nu face că, nu știu, 20 ceva de milioane, și da? Și s-o păstrat în timp. Mie îmi -mi plac lucrurile simple. Mie uh îmi -huh. -mi place să mă cu mâinile, să merg disculți, să merg cu cort cu copii, să. Mă duc la țară, să. Adică, viața asta simplă, care ea are ea, că gustul ei, știi cum, cum asta viața să născut la țară, dacă merg uh -huh, așa, uh -huh. cumva. apiată anume la fericire să născut la țară. Cred că, lucrurile este pe mine mă fac fericit și azi și atunci și acum, când e că eu am lucruri simple, chiar care eu le fac și ele pentru mine. Eu mă prind uneori chiar stau în restaurant și mănânc cu mâinile și uneori îmi permit, uneori nu mi permit fiindcă totuși este o parte care, știi cum oamenii își creează o părere și pe să dezamăgească, nu că eu aș vrea pentru parerea lui, eu pentru nimeni, nu nici jelit de dânsul, totul nu el și crede despre mine, pentru că eu am parerea mea despre mine, dar mie, mie, oricum că el să nu se dezamăgească într-însul dânsul, știi că, mm -hmm. că eu vreau, eu știu ca dânsul, dar aici e că el așa, mm -hmm. și eu nici eu nu vreau, așa, mm -hmm. ca un fel de... A, asta și nu s-a schimbat. Interesant că și nu s-a schimbat, dar caracterul Cred că nu s a schimbat. vezi că noi, în curna pentru și toată asta, noi cumva suntem flămânzi istoric de succes. Mm, și noi, da. și noi vrem succes, nu, nu vorbim obligatorii de financiar, chiar și de mărimea companiei uneori. Noi, ni greu, dar nu, mai departe, încă două tone, încă 10 toni, tone, încă 20 încă de ani, încă un magazin. Bă, da, e crea, nu mai... da, vai, zic că succes, așa, îți mai bat din palme, știi, și -a, tu, a, încă, da, mai nu Noi suntem flământ istoric, când flământ istoric, mănânci așa de mult, tu mai dori burtă. Când ți flământ... tu nu știi că nu, dată următoare să mănânci, pur și simplu. <gătă -i> <gătă -i> uh -huh. cred că asta a tot rămas. E că constant, fiind tot, tot mult, vrei mai mult, vrei mai mult, e un motoraj și când spun vrei mai mult, nu mă refer la bani, fiindcă banii deja cumva... Uh, o acoperit necesitățile și acelea care eu cândva le-am visat. Atunci, dacă ele aveau funcția să-mi cumpăr mașină, casă, apropo, eu n-am avut imobil, 20 de ani eram în business și n-am avut imobil. Abia acum 2 ani de zile mi-am cumpărat casă în, în București. Uh. De deci bucureștean? Noi, Ești bucureștean? Da, dar. da, da. Păi și pe acte, și pe copii merg în școală la București, că adică nu suntem da, în România. No, eu nu s-o că am schimbat ceva aici, eu sunt o că s-a omărit geografia. Asta, pur și simplu, la noi Moldova e micuță, dar până la capitală sunt 400 de kilometri. Eu cred că clujeni ajung la București mai rar decât Cşinăuien. fiind că clujeni pleacă la odihnă sau după cumpărături în Budapest. Uh -huh. dar noi înceam la Iași, la București, că... Uh -huh. Sau la Brașov, adică uh, Chișinău, eu consider o parte a României, atât timp cât frontiera e liberă și avem uh -huh. posibilitate. Deci nu, nu consider, suntem un popor, avem... Sigur că mentalitățile sunt diferite, fiindcă noi avem mentalitate mai mult slavonă. Uh -huh. Așa au fost fi, Noi, perioada noastră, oamenii născuți după 95, cred că au perioada, deja eu trăit în anii 2000, care a fost mai pro-europeană, pro-română, cred că nici mentalitate. Eu am mult de acolo, mult studii de business făcute în Rusia și așa mai departe. Dar e interesant și mentalitatea asta. Eu o caut, o dezvolt, eu am prieteni foarte mulți în România. Acum, asta și nu s-a schimbat. Și s-a schimbat, blin. Hm. Ca să e Bună întrebare, da, știi, că chiar dar și s-a schimbat mult. Cred că eu, mă, dar eu și ușor spuneam înainte, da, asta a apărut vreo 5-6 ani în urmă, eu ușor spun nu. Uh -huh. ușor, mult mai ușor spun, dacă nu, sunt zona riscului, sigur. Zona riscului, adică te întreabă un om bat cu cuțet în mână, și tu, nu poți spui și creaz, dar dacă tu nu ești în zona riscului să omului bată, eu foarte des spun verde în ochi și cred. Uh -huh. Chiar uneori poți să supări un om, dar să cot că e mai benefic să-l supăr și el să gândească la asta, adică să stac și să mă fac că... În că, că... deopște, banii au o funcție. Banii uh, duc în marginalitate uh, și este din comun, da? adică uh -huh. el... Uh -huh. Excepțiile. Excepțiile, da? da. El dai omul bani și îți vezi că adevărat ce mil el iese. Da? Adică și ei și în era fără bani el se oleacă uh, o leacă, ieșe numai, mu el, ies la cred că, cred că așa. Scot în evident, știi, când ai pe capir, când ai la scuie ultraviolet, pe că îți văd niște niște asta. Cred că este temperamentul ăsta de categorizme. da? Cred că o devenit mai categoric. Da, da, nu, nu. Deci, sau pot prin să jignea și pot să nu răspund la un mesaj, da? Mm -hmm. în Fiindcă când mesajul vine, că eu, din pod, salut, uite, trată-ta o întrebare, tu nu știi omul, nu ai o relație, nu știi, trebuie să te consumi, eu scot că nu e corect, trebuie să fie un schimb de energie. Uh -huh. Cred Fiindcă... că asta și e cu și mă confrunt eu, omul. eu observ tema asta tot tare mult, oamenii într-adevăr mult scriu, și eu înțeleg consumat are mult timp. Eu cred că a spune nu asta ține de cât de mult, spre să timpul și să-l valorifici, nu? Depinde, dacă tu-ți-ai luat responsabilitatea acolo să scrii, uh -huh, uh -huh. atunci tu trebuie să scrii. Dar dacă tu nu ești responsabilitatea, el vine cu altă temă în care tu nu ai responsabilitate fiindcă noi uh -huh. avem careva responsabilități, da, față de angajați, față de. Înțeleg, înțeleg. Da, atunci ai. Atunci așa. Revenind la subiectul care am început, uh, chestia asta cu trainingul la care ai fost și la care ai zis că vrei să mai mergi, cu um, cum te exprimi. da? Uh -huh. Adică că, dacă vrei să schimbi viața, trebuie să schimbi modul tău de comunicare sau să, uh, nu că modul tău de comunicare, să tinzi la oameni care comunică cumva interesant și te captivează. Trebuie Să da? schimbi și, și discuți tu. Subiectele subiectele, cuvintele care le folosești. Dacă tu zici cum e la tine, normal. Dar te gândești cum e tine, crută. Deja e altă energie în glas, dar deja fibrele în tine deschid. Deja... Dar că nu m-am schimbat un cuvânt, da? Deci, cum e? super super Te interesează de NLP, nu? Asta ține de programare de programare, da? Da, și de programare. E Tu găsești oriunde și fiindcă el în toate cursurile

я у вас, я смотрю, да, мне момент видел, там выступил ролик, он пи пи, Facebook, pe YouTube. Я чу Франческо, и анализирует поведение он и Пуишвар. Я у него читал. психолог американ, это очень интересно. Анализирует. multe animale și păsări, cei și văd prima în viață, consider că asta e mama lor. Uh -huh. Deci Rafa poate să vadă un jeep în și să consider că el lipește de dânsul și vrea să fie alături și tot mai departe. Și ată, francezul ăsta face și experiență cu un puișor. Puișorul își pune diferite obiecte. O minge acolo, răstugulești și puișorul să lipește de mingea asta, consider că e mama. Și până la urmă el pune un roboțel, deși le dimensiuni ca sticla asta, numai și jesuț, care se mișcă haotic. Aia care e și așa, se mișcă haotic într-un patrat, cam, cam cât masa asta, uh -huh. și are niște margini și el spălește și se mișcă în altă parte, ca cum roboții ăștia care fac curat, dar n-au un traseu, că ăștia uh -huh. deștepți. Da, așa, știi, spălește în părere, cum noi avem mașinele și da? spălește și mai pe baterii, un mecanism enorm de simplu mai și mai departe. Și că eu și mișcam și ușor, își pui ușor după dâns, tot se de roboțelul ăsta. Apropo, eu am studiat asta, fiindcă e colosal și am văzut la un moment dat îți gândești, dacă o să-i fac o, o, un fel de așa să-i spunem... Colț. Să Într-un colț, o colivie, nu așa, uh -huh. nu colivie, o, o grăjoară din sticlă uh -huh. lui puișorul ăsta, că să mă uit uh, el, uh, el prin priviri a în viață, de la robot cum se mergi după dăscur, nu. E ca uh -huh. așa, el pune puișor, pune robotul, robotul iar se vârtește și la un moment el observă că robotul tot mai des stă în colțul ăsta. Uh -huh. creierul și intenția dorința puișorului de a dori de a, de a fi alături de robotul ăsta e atât de mare că el a influențat principiile mecanice adică materia ca să se din de dânsa uh -huh. prin puterea intenției care au generat-o de creier un creier așa, unui puișor care cred că n are 0 un gram acolo. Asta studii făcute. Asta e asta, eu am văzut asta și eu, asta e făcut de un... Uh -huh. Și eu vreau să văd, dar-ți dați seama noi cu un chilt care generează și ca o bombă atomică în cap la noi, câte gânduri noi generăm și câte lucruri noi putem schimba în viața asta. Și dacă... Și eu cred că asta e adevăr, că el nu părea să fie faic, dar n-am... Îți uh -huh. spun, azi dimineața mă. dar asta schimbă jocul. Adică tu, când vrei ceva, lucrurile mecanice să schimbă. Nu că influențează că uh, lui Jeli, alt pui, el are suflet. Nu. Un mecanism mecanic începe să învârtească în colțul în care e plasat puiul ca să... Că puiul are necesitate de dâns, prin creierajul lui lasă să-i transmit. Un element mecanic care... Vă are treabă cu puiul. Eu sunt curios, sunt foarte curios de a să văd și eu video ăsta. că de, de, de Acolo de era cu familie, de. cu tot, din păcate. Eu m-am uitat, am scrollat, dar a să-l caut, că nu o să-l găsesc. Am înțeles experimente mai în scurt de astea. Da, eu cel puțin știu experimente de astea, dar cu oamenii, că... Uh, Bine, noi facem research tot pentru cursuri și tot multe experimente căutăm ca dovezi la anumite chestii sau la anumite afirmații. Dar revenind la ideea cu exprimarea și cu și subiecte vorbești și cum vorbești, tu ai niște preferințe, niște oameni pe care îi admiri la modul la ce subiecte discută ei și cum e asta discută? Cumva Cuvântul e tare mare, uh -huh. dar cu care am și să discut. Uh -huh. da, uh -huh. da, Da, și, din prieteni sunt foarte mulți. Deci noi, nu mai prieteni, noi despre, despre, Hai așa, uite, sunt simplu, trei segmente, trei subiecte despre care poți să discuți. Trei uh -huh. subiecte. Primul, Asta, vorbești despre lucruri, uh -huh. deci așa l-au făcut, așa l-aș luat, așa l-a... vorbești despre oameni, tu ai da? Uh -huh. și este ambele ele sunt trecut, care generează energie, dar o generează în trecut, și a treilea vis și scopuri. Ideile, da? Vis, scopuri, idei, numai ele idei, ca bă, realizează, poate să duci dus. Du eu iubesc, îți cu oameni care gândesc, bine, uite, și cruda să facem asta, e ca asta să începem acolo, și ca ei pe mine mă inspiră oameni, Uh -huh. Și ni Și din categorii tot una, și nici în și restaurant a fost. Eu am grupi de prieteni care au bani și se așează la masă și grezi, blin, l luată, clas și eu, eu și cu chele roșii. Mine nu mă interesează asta. E că nu mă interesează. Nu, pentru mine nu-i valoarea asta. Dar e ca când omul zice, băi, uite, de asta se poate făcut așa, de asta se poate creat așa. Blin, e că nu e aici nici fova. Da? Și atunci eu cresc când... și atunci eu și fac. Eu îmi limitez timpul cât mă văd cu... Uh -huh grupa asta, gașca asta, deja pot mai mult să spun că sunt cunoscuți. Bine, nu mă interesează bețeile care le facem în tineriață, că până la 5 dimineața mă distrugeam. Asta era crută. Eu pot să servesc un singur pahar divin sau o sticlă de vin în doi, sau câte o sticlă de vin. Dar într-o discuție în care eu două dimineață scriu, că eu îți arăt mesajă, și bălin și discuții am avut decât tu mă Știi că nu am avut o discuție cu bărbat, un prieten de meu, care îmi spun, bălin, mersi, că am insight da, veți uh, Dar tu ai pornit ideea asta cu un club al Margulan, da, nu? Da, da, da. Nu o leagă, veți cu războiul să opreți. Oh, okay. Războiul okay. Trebuia și implicare personală mai mult. Mm -hmm. Cu clubul păi, era pornit pe eficiență. Deci tot clubul mm -hmm. este eficiența în afaceri. Dar eficiența era pornită de... Eficiența să la planificare. Dacă tu ai un planificare, adică tu ai... Ce înseamnă planificare? Tu știi și vrei să faci. Mm -hmm doi la mânt, ele sunt prioritizate, da? Fiindcă tu, eu, pot, eu am o listă de 100 de vis. Da. Care încep, ce? Da? Hmm? Care e mai importantă? Sau care, care mai cu, dau voie să realizeze singure. Hmm. Dar dacă eu am 20-30 de acțiuni, eu dimineață mă gândesc numai la 3. Și dacă eu le reușesc ca și 30, 3 să le fac, uh -huh. eu sunt beton. Și așa el alt 77 în... Dar trei, ăștii de bază. Dar omul om, cum își Cum s-a Și ne sună? Uh -huh. Eu spimut ultimii patru ani de zile. Da, eu tot, apropo. Da, nu, ok, deodată supărau, pe urmă știu că spimut. Dacă acum, cu prietenul la apropo, care uh -huh. m am simțit foarte bine, ne sună, el tot e spimut, el. L-am <laughs> virusat și pe dânsul. Deci noi ne sunăm de patru zile și nu putem da unul de altul. <laughs> serios, și azi, de, fiind pe drum, el mă suna și a, noroc, rog, nu rog. <laughs> și eu tot serios, dar da, sunt eu lo înțeleg, el în, 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 în eu sunt calbasneacul meu.

Asta e interes, nu o de interes. Îmi place mm -hmm. vântul, e că să-l sunt pe, pe, pe sailing. Adică, asta nu înseamnă că, dar calitatea vieții mele se schimbă. Și deci eu uh, um, trec excepțional de bine timp cu un prieten de meu care este călugăr la mănăstirea din Țigănești și des la dânsul când am ocazia o dată două, în două ori când eu sunt Moldova posibil că sâmbătă că să mă duc la țară la mama și eu să trec pe acolo și -o stau două, trei ore dacă el și el mă și noi discutăm și acolo și discuții calitate că eu nu pot să-i spun lui că și că am mai făcut 30 de paturi. eu zic și, dar am faci și 50, nu faci 80. Sau, de exemplu, mm -hmm. ok, deci tu cauți tot mai multe subiecte de diferit interes ca să alimentezi să creierul mereu cu idei, nu? Nu, cu... ele cumva sunt voluntari. Deci viața e o... o eu privesc viața ca o, o șvețchi mm -hmm. Tot guști. Eu să gust de asta. Mm -hmm. Opa, e bun. Ia să gust de asta. O, și din contra limitezi discuția acolo un ți interesant. Dacă tu ești obligat, mai există obligațiuni, poate neamuri, familii și așa mai departe. Tu îți și 5%, doar nu ți-e obligatoriu. Tu... Asta nu bun, dacă poți să stai totalmente. Dar uh -huh. asta depinde de curajul și de uh -huh. cât ești de asta, e în cult. De deci, tu ai lăsat da, discuți, ai niște obligații, aici. Dar te duci acolo și te dezvoltă și fiindcă noi avem, noi vorbim de dezvoltă, tu să avem ai de dezvoltă financiar, de bani, dar eu am în vedere, băi, dar nu, dar tu ești nivel de fericire, nivel de sănătate. Deci nu, și folos că ai bani în viață. Da? mi-e interesat cu unul care povestește despre un prieten, care el povestește despre sănătate. Da? Uh -huh. Deci el cu asta se ocupă, el e medic în domeniu. el, băi, uite, asta se întâmplă. Ce e interesant, tu povestești. Și eu am ce pus să mănânc altfel, după ce el n-i povestește să se întâmplă. Mm -hmm. Tu și înțelegi că tu faci asta și pe urmă bei apă și sucul tău, e ca cel care vine eu și e hârță, de fapt l-ai diluat și asta tot ședi o cheatră, este face alt suc, suc mm -hmm. și așa. Blin, și blin, nu și... Și asta e interesant. Mm -hmm. Dar înainte era și, hai, v -v -v. adică, e, alte, alte nivel de discuție dar Insult. alt nivel, așa care ți e interesant, fiindcă tu, tu, de pildă, și asta caidă, nu iarăși, tu faci analiza. Mm -hmm. Ok. Eu am discutat cu... Eu am discutat cu Vadim, eu a, să a, 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 a. Eu am discutat cu Vadim, eu uh m-am -hmm. plut de energie. Da, da. Sau m-am scăcit, uh -hmm. pe că eu m-am umplut. Eu vreau să mai discut cu vreau. Am dar -d -d ochit. eu am interviuri cu oameni care stop, pe la noi în Moldova, care eu știu ceas mai și blink în blin când se Uh -huh. Eu, căci am resursele, că eu trans transpirat, fiindcă nu-i uh -huh. Deci noi avem un schimb de energie. Uh -huh. Și eu azi vreau să mă întorc în discuția asta. Sigur că eu nu vreau în discuție să mă întorc, eu vreau să mă întorc în și în stare. Uh -huh. Da? Și atunci om, omul caută El vrea să se întoarcă în stare și nu Numai că cineva tot se duce să, să, să în fiecare zi uh -huh. Dă drum la energie de drum la tot se tot. Azi. Azi. Ok și atunci eu Aha, discuția asta pe minima stângi Omul este pe minima stângi

Şi... Exact, să ne oprim la uh, energie, că vreau, deci vă like, cum spune că mai avem vreo 10 minute, vreau să uh -huh. spun că asta e subiectul care n-am ajuns să-l atingem, dar el tot mai des apare în viața mea, energie. Și văd oameni scoși de energie. Trei lucruri care să le facă oamenii care să revină, nu sunt energie și vor să o recupereze în general. Okay. Primul rând să mă slivească, punct. 1. Să nu asta în sens. Să și nu cheltui, tu vrei. E că A. Tu, tu, alergi, tu alergi, 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 tu și faci, ai uh -huh. energie, n-ai energie, uh -huh. și faci te uh -huh. Pe este, și te minute când te uiți, ai energie, s-o să se oprească. s-ar așa, este în adnie, pierzi să Da, fiind, uh -huh. tu te duci încă mai adânc, mai adânc, mai adânc. nu, nu te mai mișca, oprește. Asta e prima și trebuie de făcută să te oprit. Pe urmă, de găsit unde energia se Asta, doi, e undeva să scurge. Uh -huh. O situație, un om, o persoană, jobul, nu-ți mai aduci cai uh, servicii, trebuie să te lămurești, asta e temporar sau e, uh -huh. sau de bază. Uneori asta poate fi familia. Te deci noi suntem la majoritatea familiilor, că ei trăiesc pentru copii și, pentru, și cred că din doi motivi. O sau trăiesc pentru copii sau din frica de a fi singuri, știi? Da, au frică de a fi singuri uh -huh. de, singur de, de orice nu se iubesc pe dânsă Dacă uh -huh. s-ar iubi mult, apel să că e fovă, singurial n-are treabă și tot așa mai departe. Nu, nu, zic că trebuie să divorțează. Zic că în, acolo era un banc terifain, doi bărbați sunt întâlnit într-un bar și s au comandat 50 de grame, nu erau locuri, s-au ajutat la o masă, știi, Şi la să zic, tu ce faci? da, și zic, ia că eu, cu familie, trei copii, patru, ce? Și da, și mai bie cu 100 de grame, să că vremea. Și da, tu zic, da, nu, că eu nu sunt surat, șap și 60. zici. Înțelegi, adică mult să fu, în loc de nu cum necesitate, dorința de a fugi acasă, fug de acasă, mm de acolo tot poți fi un sliv de energie, proiecte care te mănâncă, persoane, mm -hmm. el trebuie închis. Și doile la mână, sigur că sunt, deja să vezi care sunt sursele tale de energie. Și te inspiră. Și mm -hmm. tu dacă în țara ți și să se duci o agenda, să zici, hai așa să nu uităm azi, că după eu chiar eu o să fiu foarte deschis, și s-a întâmplat azi la mine, m-am trezit dimineață, am făcut yoga o oră de vreme, ok, am meditat, ok, m-am dus și am luat mâncare, am luat masa, ok, toți oamenii pozitivi, e că fac o retrospectivă. M-am dus, în... mm. ne-am luat mașina, până la serviciu am vorbit cu un prieten la telefon. Ok, prima ședință de la orele 9 până la orele 11. Și să ne în că nu știu minte despre ce a fost. Ok, dar ok ca stare, nu știu aminte despre ce a fost. Acum, acum... A, ah, gata, ne-am adus aminte. Na, o, o, o leacă m-am deranjat cu întârziat șapte minute și îmi te rog, hai dată viitoare. Și la două ședințe tot întârziat, dar ne-a scris cu cinci minute că întârzi și deja n-am slivit. Deci acolo deja uh -huh. că eu așteptam, uh -huh. e ca o leacă. Aha. Și m-a deranjat? Că am întârziat, că o și cineva. trebuie să mă înțeleg, pentru mine e important, că prețuiesc timp și așa mai departe. Uh -huh. Ok. La mează am fost la... Ăsta, la un podcast, unde uh -huh. am avut o discuție tare, pe când mai nu, nu, adică eu am fost și tot ciotcă tot energie, tot ok. După neaze m-am întâlnit, am avut o ședință de la orele 2. La început ședința, și a pus să mă slivească tare. Uh -huh când nu, directorul nu a făcut ceva și trebuie să facă și pe urmă eu, am, și eu nu găseam formula cum să-i spun că asta e important. Și pe urmă am decis să-i spun verde în față că asta e important și așteptarea am de la dânsul și, e ca, și care pâc, pâc, pâc. Uh -huh. Și de ce e important pentru companie chestia asta și am împachetat așa că el nu are posibilitate să nu o facă. Uh -huh. Și atunci că eu m-am recuperat, e că acolo, în momentul, aha, și acum eu trebuie să mă gândesc, deși eu a început să mă nerviez, să mă slivesc că el nu a făcut. Uh -huh. Înseamnă că eu am avut așteptări că el să fac. Eu am avut așteptări că el să fac. Eu, înseamnă că e... și el nu a făcut. Înseamnă că eu rău am pus sarcină dată trecută lui, că el să că asta e pentru mine important. Uh -huh. Uh -huh. Și trebuie cumva să-i zic, tu înțelegi că asta e important pentru mine? Vezi, dacă nu-ți reușești, atunci mă prea cu maxim, da, ok, și și în afară de slivul ăla, eu alte slivuri n-am avut. Dar job. Nu poate să zile să fie așa. Azi a fost o zi fantastică. Poți să zici că eu nu am avut niciun sliv. Deci am avut acolo. De ce? Fiindcă eu m-am așteptat de la oameni. Asta e problema mea. Că ei e să-și dea sânguri că... și e important pentru mine. Ok, am înțeles. Deci acu problemă, problema Amen. Uh, și trebuie să fac, să clarific, să fiu foarte sincer cu oamenii, să-i clarific verde în ochi și așteptări-. eu dacă sunt probleme, să-l discut. Ok, înși în ce să slivesc eu energia? N-am sliv. Adică uh -huh. eu am lucrat, nu toate lucrurile s-au făcut, mulți s-au făcut, și, dar eu am făcut ca copacul este azi și e mai verde, mai curățor, mai și mă duc după asta la ora 8, mai am întâlniri. Fiindcă și în viață, în, între elementele astea, nu au fost oameni care să te deranjează să te mai Să mă bagi Eu i-am tăiat, i-am curățit, i-am mm -hmm. scos ca schinii din viața mea și am dat pentru o parte. Uh, apropo, acum lucrez asupra unui efect, unui proces, că eu consider că este e problema mea, că oamenii mă deranjează. Eu mă învăț ca să fiu cu oamenii niște care slivesc energie alături de și dar să nu mă slivesc. Mm -hmm. Dar asta e un proces intern. Eu mă învăț, eu nu pot. În Terapie, mă Sunt oameni mm -hmm. pe care eu pur și simplu îi blochez, și pentru mine la moment a fost canalul cel mai simplu, vorbesc despre mine uh -huh. am 300 de oameni bloca blocați în Facebook, uh -huh. nu mă gândesc eu vorbesc despre politic vorbesc despre lucruri mortare vorbesc uh -huh. că aroganță și mai eu îl blochez, nu l văd nu, nu vreau să știu, nu, nu mă interesează dar conștientizez că nu-i Eu fug de, fug de asta. Uh -huh. cred că nivelul șalmă următor, când eu să fiu alături, dar asta nu mă atinge. Doar Budismul. Nu, dar urmă... nu sunt gata. Uh -huh. Nu-s gata. Dar și puteți să am găsit mediu. Ok, oh, am câteva cazuri în viață când stăteam la masă, mă a și mai mult cu oameni la masă. Nu. Eu băieț, salutare. Paca. Și eu, nu mă văd, mă văd, salut, salut, nu am nimic comun. Dar eram foarte aproape, în, în, de, de, de două, trei ori pe săptămână, mm. uneori și la sară și la amiază. Și am zic, opa, stai, gata. Viața mm. e un autobuz, cărtriș pe un oraș. Și noroc că ușile nu sunt blocate cu cheie și mi parcă Cineva intră în să le intră, cineva intră în să le ies. Fie, cuiva e trebuie până la Pancom, cuiva vai trebuie până la nu știu, cerc la mm -hmm. tipografie, dacă cuiva trebuie la telecentru. Noi nu putem să ținem ușile este și cu dinți, că toți oamenii care de la 12 ani sau de la grădiniță noi ne cunoaștem, să nu iasă nimeni și tot autobusul ăsta și e mai plin și mai plin. Mai mult că atât în a lumea să intre când noi să-i ținem pe ăștia. Fiecare până la un moment a fost pe același drum. La un moment eu când am înțeles pentru mine Exemplu, este, eu așa de, eu așa mult luptam pentru toți prieteni, că noi trebuie să ne vedem, să nu ne pierdem. Abia eu eram așa la care ținem în autobuz, și tindem să ne dușeau. Ne avem aer. Eu, hadeam la munte, hădeam tăiați, nimeni nu rămâne acasă, noi suntem cașcă. Și zice, bă, da, eu poate vreau altceva, înțelegi? Că mm -hmm. Să ne mai răim. Și, bă, și atunci când i am permis asta, dar drum, mulți dintre ei s-au întors la, știi cum, uh -huh. o ești la Rășcanov, că râș, în centru, Ei, noroc, noroc, hai, iau te Da, e interesant, s-a schimbat și el, alte viziuni, noi. Pentru că eu ne dușeam, recunosc, ne așa de mult neam la prieteni, că eu nu-l dădeam voi, trebuie să-i scot, dar asta nu e corect. Eu scot că trebuie să fii liber. Eu ieșit, mă întrat uh -huh. alți, plin de așa, interesanți. Mă întors în România, nu ești acolo, sunt interesanți oameni. Da, da. Și cineva pleacă, și cineva vine, că bă, că uite, că mai specific și mai așa. S-a altfel, o leacă. Am prieteni acolo care plin. bun. Dar nu când ei nu-s verne. Stai, o leacă, dar eu despre și vorbesc. Noi vorbim să avem un schimb de experiență. Eu și nu vorbesc despre poliția de sigurare, că omul și-a treșit poliția mea de sigurare. Noi vorbim despre că noi o luăm, cred că prietenia asta o luăm și o punem pe așa, pe așa că a fost educat în lagărul sovietic, unii prieteni îi frantavoi drug uh -huh. și el te duci la război și el nu trebuie uh -huh. să pe câmpul de muncă. E ca noi așa privim prietenie. Dar de fapt eu cred că este oameni să întâlnesc pur și simplu cu lor le plăcut împreună. Fără obligații un față de alt. Eu nu cred, azi, slavă Bogu, nu trebuie să te duci la război. Bun, Ucraina acum mai altă situație, dar nu pentru asta, nu, nu ai asta, că el când ceva, când... Prea mult. Prea mult cerem de drăsâncuri. De eu văd exemplu asta ca un fel de... Nu dacă noi ca societate ne reconcepem cumva, moldovenii. Și noi foarte clar știm că așa cum am trăit ca societate cumva nu merge și trebuie altfel. Fără obligațiuni mai interesant când te vezi și... Bă, tu, tu vezi cu asta, știi cum sunt prieteni, tu vezi cu asta, că este să spune bancuri interesante. Poate tu vrei mm. să te... Azi să nu te gândești la nici, să scozi 20 de povești și asta tot e funny. Dar uneori vrei să nu știu, să discuți, băi, de cum putem face ceva mai fain sau de să planificăm o călătorie undeva. Și atunci asta tot e, asta e despre energie, mm -hmm. fiindcă două valori din fizic, da, fiind fizician. Noi tot, tot e undă, tot propagă niște valori. Când ei le au așa și amplitudă și așa și rezonanță, ele se amplifică și devine mai mare. Deci uh -huh. tu devii mai mare alături de celălalt om care te susține. Uh -huh. dacă Dacă valorile au rezonanță diferită, ele se uh, încurcă se încurc uh -huh. și ele stâng unul pe altul. Deci doi uh -huh. oameni care nu se înțeleg. Că... Și el se slivește. nu, înseamnă că el, el te-a slivit. Și lui e rău și pentru ce. Hai, tai yra ta libertate, viena, tai laisvė. Taip. Suprasime? Taigi, taip. Ir aparei laikas, vaikinai, klaster. Hai, tai yra, sufacime, asei. Aiečia, cred, kad neaprim, su latiniu, laikui, spiru, ir šalamine, bet aš noriu, kad mes revinim. <laughs> Pimprimavara. <Prin> <laughs> Pimprimavara. Gerai. Merci, chiar buvo fai, man lėstų klausimą. Aš negaliu atsakyti, kad. A și s-a schimbat de acolo așa să începem. <laughs> și s-a schimbat în afară de ridicăliș că așa asta, asta oricum a fost un răspuns așa destul de exprimat dar e o întrebare bun care uh, merită gândit deoarece s-a schimbat uh, a, asta el a fost tare ascuns uh, tare nu într-o ascuns uh -huh. și eu l-am găsit uh -huh. sau din contra asta o, s-a -o mutat în timp știi adică mediu, mediu da, uh -huh. adică, nu, da, da interesant Am. nu știu nu știu